Eroii Revoluției Române de acum 25 de ani au fost comemorați astăzi și în municipiul Târgu Jiu, manifestările desfășurându-se sub titulatura Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății. Momentele Revoluției, dar și modul cum a debutat și s-a încheiat aceasta, au fost reamintite gorjenilor într-un cadru militar și religios în Piața Revoluției din Târgu Jiu. Acțiunea a început cu intonarea imnului de stat al României, cu alocuțiuni rostite de reprezentanții Asociației pentru Cinstirea Eroilor și răniților în Revoluția din decembrie 1989, precum și cu mesajele de comemorare a eroilor transmise de șefii din administrația județeană și locală. Fie că au luptat pentru identitatea noastră, fie că au luptat pentru independență, ori pentru integritatea hotarelor patriei, fie că și-au dat viața pentru libertatea noastră a tuturor românilor, eroii noștri trebuie respectați cum se cuvine. Au fost zile însângerate, dramatice pentru mii de familii de români. Contextul politic european a arătat că schimbarea se putea produce și fără jertfa umană. În 1989, mânați doar de credința în ei înșiși, sute de mii de oameni au ieșit în stradă și au pus capăt un regim care părea de neclintit. Un regim care le-a luat libertatea, însă care n-a reușit niciodată să le ia darul cel mai de preț, unitatea. La manifestarea din această dimineață au participat și rude ale decedaților ori răniților de la Revoluția din decembrie 1989, care încă păstrează vie amintirea celor dragi. Pe cineva drag la Revoluție? Da, acum 25 de ani, băiatul Digulescu Gheorghe, militar în termen la Brașov. Cum s-a întâmplat? În Piața Sfatului. Au fost duși de la unitatea din Predeal, în Brașov, chemați acolo, i-au bargat la mașini și i-a dus acolo. Și la ora 2 din noapte a început să tragă, mi-a împușcat. L-au omorât pe loc, acolo. Programul a mers mai departe cu depunerea de coroane și gerbe de flori la placa memorială din Piața Revoluției, dar și cu defilarea gărzii de onoare și intonarea imnului eroilor.